bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Rusu Eșanu și vă invit să urmăriți talk show-ul Interes Direct. Accesul la finanțare este una dintre problemele actuale care afectează economia. În timp ce sectorul privat și populația se plâng de finanțarea scumpă, experții susțin că băncile din Moldova sunt reticente la acordarea împrumuturilor din cauza instabilității macroeconomice și a riscului ridicat de creditare. Totuși, cine se împrumută cel mai mult în Republica Moldova? Firmele sau populația? Mai multe detalii în subiectul ce urmează. Republica Moldova este printre statele cu cea mai mică pondere a creditelor în PIB, deși băncile autohtone au unul dintre cel mai înalte grade de lichiditate din regiune. Finanțarea este una dintre problemele actuale care afectează atât întreprinzătorii cât și persoanele fizice. Potrivit datelor oficiale, cei mai mari debitori la bănci sunt persoanele juridice, rezidente ale Republicii Moldova, cu aproape 88% din portofoliul de creditare absorbite. Aceștia au împrumutat de la băncile moldovenești aproape 36 miliarde de lei, în timp ce persoanelor fizice rezidente le revine doar 4,7 miliarde de lei din soldul total al creditelor. Comerțul rămâne cea mai creditată ramură a economiei de către bănci. Un sector în ascensiune în ultimii ani este cel de microfinanțare, care vine ca o alternativă pentru cel bancar. Direcțiile de utilizare a împrumuturilor acordate de către organizațiile de microfinanțare sunt dispersate relativ proporțional pe întregul spectru al economiei naționale. Cea mai mare pondere, de 35%, revine împrumuturilor acordate conform clasificării contabile pentru alte scopuri, în creștere majoră față de anul 2012. În topul celor mai creditate domenii urmează sectorul consum, industrie, comerț și imobil. Despre creditarea bancară a mediului privat și a populației, evoluții și tendințe, dar și despre sectorul de microfinanțare ca o alternativă pentru cel bancar, discutăm cu invitații ediției de astăzi, care sunt Sergiu Mocan, director regional Mobias Bancă Grup Societe Generale, bun găsit! Gheorghe Ursu, președintele organizației de microfinanțare Moldcredit, bună seara! Iar alături de mine este Natan Garștea, analist financiar. Pentru început, domnul Mocan, vreau să vă întreb cum a evoluat creditarea în sectorul privat în ultimii ani? Desigur, deci sectorul privat, deci vorbim despre creditarea persoanelor fizice, în ultimii ani a înregistrat un ritm de creștere sporit. Persoane juridice, de fapt. Businessul, mă refer la agenții economice. La agenții economice, ok. Deci chiar și sectorul economic, deci sectorul de business, la fel a înregistrat creștere. Pentru că, în general, portofoliul de credit este în creștere pe sistemul bancar. Deci se observă o tendință de a mări gradul de creditare a agenților economici și, respectiv, agenții economici solicită mai multe credite, în special pentru diferite programe specializate. Ați vorbit că creditarea este în creștere. Ce a determinat acest fapt? Au devenit creditele mai accesibile sau... Pe de o parte, sigur că este și factorul dat, deci creditele într-adevăr au devenit mai accesibile, deci chiar conform statisticei, deci ratele dobânzii au scăzut în ultimii ani. Pe lângă asta, deci chiar este și un fel de bancarizare a agenților economici, tot a evoluat. Deci tot mai mulți agenți economici apelează pentru credite, pentru că este deja o necesitate, deci pentru a dezvolta afacerea și respectiv a dezvolta în genere mediul economic. În reportaj am menționat despre faptul că comerțul este cel mai mult creditat sector din economie. Putem spune că ponderea comerțului în genere este unul destul de mare în economia Moldovei. Da? Deci cu toate că avem și un aspect mai mult agrar, dar comerțul este mult mai activ. Deci tradițional sfera comerțului a fost pe primul loc în planul creditării. Dacă vorbim despre evoluții, cu cât au crescut creditele, dacă facem o comparație cu anii precedenți? Nu vă pot spune informația dată. Domnul Garștea. Deci, sectorul bancar. În principiu avem o creștere de jur la, dacă nu mă înșel, vreo 20% față de anul precedent, însă trebuie să analizăm aceasta și în context macroeconomic. Da? Noi am avut criza financiară 2008, 2009, 2010, practic, care a afectat destul de mult volumele creditelor acordate și, evident, pe fonul sumelor destul de joase înregistrate atunci, da, avem creșteri, deși Aș zice că doar intrăm în normalitate la această categorie. Adică dacă facem o comparație cu perioadele bune. Deci anii 2006-2007 de asemenea au fost niște ani foarte, foarte buni pentru piața financiară în general. Deci mă refer și la creditul bancar și la creditul nebancar. Și evident criza a afectat atât capacitatea agenților economici să acopere riscuri suficiente ca să primească creditele, cât și oarecum și capacitatea de finanțare a instituțiilor financiare. Care sunt principalele cerințe pentru agenții economici atunci când solicită un credit la bancă? Deci, în primul rând, atunci când un agent economic solicită un credit, deci trebuie să fie argumentat finanțarea. În primul rând, deci se cere o argumentare, un plan de afacere, ca să fim siguri că creditul o să fie benefic activității economice. Și plus, deci, compania trebuie să dea dovadă de o solvabilitate. Deci, pentru a putea avea capacitate de rambursa creditul solicitat. Care sunt domeniile, dacă vorbiți din exemplu băncii dumneavoastră, care sunt domeniile care solicită cel mai des credite? Nu neapărat cei care primesc, dar care vin și cer de la bancă bani împrumut. Nu cred că este o diferență mare între cei care primesc și cei care solicită. Sigur că, probabil, în domeniul agriculturii sunt mai multe solicitări la care banca se uită mai conservativ. În plus, deci, domeniul agriculturii are mai multe opțiuni la momentul de față de a se finanța sau a face investiții prin intermediul sau programelor susținute de stat sau prin intermediul companiilor de leasing, deci leasingul utilajelor și echipamentelor agricole. Sau chiar apelează la sectorul de microfinanțare, deci întreprinderi de microfinanțare. Agricultorii de multe ori se plâng că este foarte greu să obțină un împrumut de la bancă. Sau dacă îl obțin, atunci sunt depășiți termenii rezonabili, pentru că agricultura este un business sezonier. Putem spune, deci putem mult discuta pe punctul ce înseamnă un termen rezonabil. Da? Deci atunci când se vine cu o solicitare de o finanțare a capitalului circulant, deci termenii sunt destul de restrânși. Deci este ceva, ceea ce compania an de an își menține, deci capitalul circulant, deci este normal ca să fie finanțat destul de repede. Atunci când merge vorba de proiecte investiționale este mai dificil, deci fiindcă de obicei agricultorii doresc să investească foarte mult și foarte mult să investească în active fixe, să dezvolte sau să reutilizeze total afacerea sau să construiască ceva nou, deci active fixe. Deseori vin cu solicitări nu chiar bine argumentate, fiindcă vor să investească, dar până în final nu este clar ce o să aibă de la asta, ce profit o să aibă. De-aia banca destul de conservativ se uită la toate planurile date și face o analiză destul de minuțioasă. Este poate, domnul Garștea, cum credeți? Este poate o problemă că nu toți agricultorii au business planuri care pot convinge banca că este o investiție care se merită? Sau este totuși prea riscant acest sector pentru a fi creditat de o instituție bancară? De la caz la caz. Deci sunt afaceri bine puse pe picioare, sunt proiecte investiționale bine chibzuite și care au în spate, zic, o bază economică sănătoasă, care, da, fiind bine prezentat, de obicei nu trezesc întrebări la bancă. Și, desigur, sunt foarte multe proiecte, să zic, utopice, care promit niște randamente extraordinare, cel puțin în imaginația antreprenorului și, da, de obicei aici apare discrepanța asta între așteptări și cifrele pe care le pui pe foaia când le calculezi. Iarăși, sunt cazuri și cazuri. În principiu, agenții economici și din agricultură inclusiv, dar pot din timp să afle care sunt procedurile de creditare, care sunt documentele necesare, care sunt termenele și, da, până la urmă te poți ajusta așa încât să încapi în termeni rezonabili ție, da, dând documentele mai din timp. De ce totuși agricultura se finanțează mai greu decât alte ramuri din economie? Agriculturii de obicei sunt oamenii de la sapă, care se-au bine cu lucru și cu statul în câmp dimineață până în seară și mai puțin cu atragerea unor specialiști competenți care i-ar ajuta cu, să zic, atragerea finanțărilor. Și bine, e oarecum normal asta, însă, da, ei de se ciocnește și le apare senzația aceasta de birocratizare excesivă și de tergiversare a procesului de finanțare. Domnul Mocan, sunt diferite condițiile de creditare pentru agenții economici de la un sector la altul sau sunt condiții pentru toți? Nu, deci, de fapt, condițiile pentru agenții economici sunt identice. Deci, precum a spus și domnul Natan, deci punctul de start, spunem așa, deci pregătirea informației financiare este diferită. Deci pentru agricultori, într-adevăr, este problema unei documentații financiare bine pregătite. Pentru restul sectoarelor, deci este mai simplu, fiindcă companiile din alte sectoare de obicei pot angaja specialiști și în domeniul financiar și în domeniul contabil mult mai pregătiți decât agricultura. Deci, într-adevăr, atunci când facem o analiză, apar multe discrepanțe în documentele primare, care de fapt sunt niște erori a contabilului mai des. Domnul Ursu, sunteți președintele unei organizații de microfinanțare. Dumneavoastră, acordați prioritate cărui sector? Există un target anume sau oricine își dorește poate obține o finanțare? Care sunt condițiile? Dacă facem o comparație, spre exemplu, cu cele ale băncilor. Da, dacă vorbim de compania pe care o conduc, în mare parte scopul nostru sau ținta noastră este agenții economici și persoanele fizice care locuiesc și activează în sectorul rural. Pentru că sectorul urban, desigur, și concentrarea băncilor este mai mare și chiar și a multor organizații de microfinanțare, asociații de economii și împrumut, dar în sectorul rural, de rând cu asociații economii și împrumut, există și multe filiale a organizațiilor de microfinanțare. Deci scopul nostru este de a ajunge, de a spori accesul la finanțare pentru păturile persoane care locuiesc la sate, astfel ridicând capacitatea lor de a apela la credite, mai cu seamă în situațiile când nu sunt eligibili pentru a beneficia de astfel de resurse de la jucătorii mai importanți, așa cum sunt băncile comerciale. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim de sectoarele economiei, pentru a dirija mai eficient riscurile, sigur, noi finanțăm practic toate sectoarele economiei naționale, fără careva limitări, desigur, urmărind totodată și concentrările în ramuri respective pentru a nu depăși concentrarea respectivă, fiindcă riscurile urmează a fi permanent dirijate. Dar, în speță, în mare, dacă vorbim de compania noastră, desigur, sunt câteva segmente de bază pe care le finanțăm noi. Deci asta e agricultura, asta e comerțul, consumul și celelalte. Care sunt condițiile de finanțare pentru cei din agricultură, spre exemplu? Dacă se deosebesc de cele impuse de bănci, spre exemplu? Există o diferență? Păi dacă vorbim la general sectorul de nebancar, mă refer la asociații de economie și împrumut și organizațiile finanțare, diferența e destul de mare la capitolul condiții în relație cu băncile comerciale. Dacă vorbim de compania noastră, condițiile nu diferă prea mult de cele bancare din câteva momente. În primul rând, avem finanțare din partea organizațiilor financiare internaționale, pe linia directoratul linii de credit. Avem finanțări din capitalul propriu, adică de la acționarii companiei și respectiv pentru a... Deci misiunea companiei este de a dezvolta afacerea noastră pe termen lung, nu doar scurt și mediu. De ce? Practic, dacă facem un calcul la ratele medie a dobânzii la compania pe care o conduc, Moldcredit, deci nu este mare diferență. Adică câteva puncte procentuale poate fi diferență. Dacă puteți să ne dați și câteva exemple, pentru că vorbim mai mult despre tendințe și mai puțin... Dacă vorbim susținerea business-ului agrar din sectorul rural, atunci ratele dobânzii la moment sunt de 8% anual în lei moldovenești. Dacă vorbim de resursele proprii, finanțarea de resursele proprii, atunci ele variază de la 14% până la 16-17% anuale. Domnul Mocan, sunt exact aceleași oferte și de la băncile comerciale? Băncile comerciale, la fel, deci beneficiază de resurse de datorul linii de credit, deci și creditează agenții economici sub aceeași rată dobânzii, deci 7,5% în lei. Domnul Garștea, în aceste condiții putem vorbi despre microfinanțarea ca o alternativă la finanțarea bancară? Deci, dacă există, da, ea totdeauna a fost o alternativă și sunt câteva alternative, da. Până la urmă, da, decizia unde te finanțezi depinde de, da, agentul economic, ceea ce el poate oferi ca garanție, ceea ce el poate oferi ca, să zic, transparență, da, cât de deschise sunt documentele sale. De obicei, finanțările acordate de companiile de microfinanțare solicită niște garanții mai mici, ca în cazul creditelor bancare, ele de obicei sunt și mai puțin formalizate și deseori nu solicită gaj, dar nu mă refer la creditele mari și la cele mici, și în aceste condiții, normal, companiile de microfinanțare își asumă un risc mai mare și în investiții, în finanțe, un principiu de bază, dar riscul mai mare solicită o remunerare mai mare. De ce? Dar e normal ca dobânzile să fie în medie mai înalte la companiile de microfinanțare decât la bănci. Însă, deja în funcție de fiecare produs în parte, în funcție de fiecare tip de credit, situația este diferită și agenții economici, când decid unde să meargă să se finanțeze, trebuie să studieze tot spectrul, da, bănci, companii microfinanțare, diferă leasing. Diferă foarte mult ofertele de la o bancă la alta? Da, păi băncile concurează între ele și fiecare încearcă să vină cu niște produse noi, cu niște oferte interesante. Normal, peste un timp, restul băncilor încearcă să le contracareze, deci e o piață concurențială care, da, din care un agent economic, să zic, inteligent ar putea câștiga pe aceste lupte concurențiale. Totuși, este o tendință de creștere care se evidențiază în ultimii ani privind microfinanțarea. Dar dacă condițiile nu diferă atât de mult decât cele ale băncii, este vorba totuși poate că nu se atrage mult atenție la documentație sau care ar fi ideea? Întrebare, doamnă. Ați spus că condițiile nu diferă foarte mult de cele ale băncilor, dar microfinanțarea evoluează în ultimii ani foarte mult. Care sunt acei factori care îi... Microfinanțarea, dacă aș începe de la istoricul puțin. Deci, părintele microfinanțării este Muhammad Yunus, este un originar din Bangladesh, care e un doctor în economie și în creditare. Deci, dumnealui în 1976 a pus bazele microfinanțării în Bangladesh. De ce a fost necesar lucrul ăsta? Fiindcă s-a observat un decalaj prea mare între sectorul bine organizat bancar, reglementat, cadrul normativ și așa mai departe, și sectorul neorganizat, în general sălbatic, deci unde domina doar cămătăria și multe alte lucruri. Și vă dați seama ce dobândă era exorbitantă, erau niște dobânzi foarte mari. Și practic, acei cămătari nu favorizau dezvoltarea acelor persoane care cel puțin aveau o tentativă de a pune picioare un business, dar majoritatea cazului, împotrivă, îi falimentau sau ridicau riscuri de... Au fost cazuri și de sinucidere și așa mai în masă, chiar nu de mult, câțiva ani. Deci ea, dumnealui, a venit în Bangladesh și a deschis o bancă, Grameen Bank, care a propus niște rate mai mici, mult mai mici decât cele care le ofereau cămătare, deci a oferit o alternativă, o oportunitate pentru acele pături vulnerabile care le-au dat o șansă în plus pentru a începe o afacere. A evoluat de atunci foarte vertiginos sectorul de microfinanțare, atât în plan local cât și internațional. Astăzi, da, aș plasa, deci, sectorul de microfinanțare între băncile care sunt prea, opinia mea, nu pot spune că prea reglementate, sunt reglementate foarte bine, prea supravegheate, și sectorul de cămătărie sau cel care e neoficial, neorganizat. Noi ne-am situat la mijloc, dar și aici trebuie să facem o diferențiere, fiindcă și organizația microfinanțare dacă vorbim de Republica Moldova, sunt aproximativ în jur de 85 la număr. La sfârșitul anului trecut ne dăm foarte bine seama că doar în jur de vreo 30-35 de organizații activează cu adevărat. Putem să spunem, domnul Ursu, că cerințele privind documentația este și o cauză de ce oamenii apelează mai des la microfinanțare, pentru că nu se solicită atât de multe acte, controlul poate nu este atât de riguros și nu în toate cazurile sunt solicitate gaj? Iarăși fac referință la divizarea chiar și a organizației microfinanțare. Sunt organizații microfinanțare bine organizate, bine reglementate, chiar care participă sau sunt, dispun de ratinguri internaționale de la diferite companii. Ele sunt foarte bine reglementate, chiar în spate stau acționari cu renume mondial. Deci astfel de organizații, vă dați bine seama, mari diferențe între ele și băncile comerciale nu există în afară de capitalul normativ care îl solicită BNM, Banca Națională Moldovei. Dar sunt, desigur, și o parte de organizații microfinanțare care acordă credite la sume foarte mici, până la salariu sau pentru câteva zile, payday loan, așa numitele, care pentru câteva zile la rate foarte înalte, practic fără asigurare și respectiv, desigur, companii respective au un grad foarte sporit de flexibilitate și un grad mai jos de analiza clienților și așa mai departe, dar el se compensează. Vreau să vorbim și despre performanța acestor credite despre care ați menționat, dacă sunt și oferte din partea băncilor, dar asta după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în cadrul talk show-ului Interes Direct. Discutăm la moment despre creditarea sectorului privat și al businessului. Domnul Mocan, vreau să vă întreb, economia tenebră în Republica Moldova atinge cote maxime. Nu se cunoaște o cifră oficială, domnul Natan. Există vreo cifră? Sunt diferite aprecieri, dar 50-100%, însă... Chiar și 100%? Depinde cine face aprecierea. Acești agenți economici ajung deseori să fie creditați de către băncile comerciale. Există o politică specială în privința lor? Deci, băncile comerciale deja de mai mult timp acordă o atenție și acestui segment de activități economice. Deci, creditarea acestor activități economice. Nu pot spune chiar agenți economici, dar fiindcă anterior, deci o bună parte a acestor agenți economici activau în baza patentei, care știți că în urma căreva schimbări, deci le-au fost retrase patentele, deci au fost impuși să treacă la o formă mai organizată de ducere a evidenței contabile și financiare. Deci o parte din ei au intrat, spunem așa, în partea cea tenebră. Cum reușește atunci un agent economic sau o companie care nu are profit ani de zile să crediteze un împrumut la bancă? În general, deci pentru asta și vine. Da, sunt mai multe soluții de a credita agenții economici care nu înregistrează profit. Deci, și asta nu neapărat că nu-l au, doar că nu-l reflectă în datele contabile. Nu este neapărat că nu-l au. Deci se analizează capacitatea de plată, dar nu profitul pe care îl generează activitatea. În plus, se analizează și business planul care vine clientul și deci dacă este o investiție care aduce profit, se analizează profitul obținut din urma investiției. Chiar dacă la momentul curent spunem că afacerea nu este profitabilă, însă deci dă dovadă că business planul este viabil, atunci banca îl poate credita. Domnul Ursu, microfinanțarea acoperă acea parte tenebră a economiei noastre? În opinia mea, o mică parte. De ce doar o mică parte? Realmente nu pot să mă exprim, fiindcă nu cunosc care este volumul economiei tenebre. Nu cunoaștem volumul finanțării organizației microfinanțare, care alcătuiește la moment în jur de 2 miliarde de lei. Este portofoliul de credite, deci este portofoliul de finanțare a business-ului mic și mijlociu și a persoanelor fizice. În lipsa unei documentații bune și a datelor oficiale de activitatea întreprinderii, să spunem pozitive sau în creștere cu profituri, aceste companii au șanse să fie creditate de către organizațiile de microfinanțare? Cu riscul de a mă repeta, desigur că au șanse de a beneficia de astfel de credite, fiindcă, cum a spus și antevorbitorul, deci astfel de companii se examinează nu doar prin prisma istoriei afacerilor clientului, dar e foarte important și sfera de afaceri, foarte mult import are foarte mare importanță chiar și managementul companiei respective, ce relații, ce capacitate managerială o are și respectiv, în afară de aceasta, se ia în considerare și business planul, adică nu doar încasările curente sau trecute istorice, dar și cele viitoare se ia în considerație. Dacă se consider că ele sunt mai mult sau mai puțin realmente, adică realistice, atunci desigur că se poate fi finanțat. Și respectiv și rambursarea se construiește în așa fel ca dumnealui să poată deservi creditul în dependență de business. În aceste situații, atunci, care sunt riscurile creditării unor astfel de agenți? Riscurile în general sunt mult mai sporite, fiindcă astfel de agenți economici, deci pot cădea în capcana, să spunem așa, mai multe capcane, atât din partea partenerilor de afacere, care pot profita de aceea că multe nuanțe ale afacerii nu sunt reflectate contractual. În plus, deci, pot fi supuși unor controale mai riguroase din partea autorităților fiscale, care pot impune careva amenzi. Amenziile neapărat vor duce la diminuarea profitului obținut și capacității lor de plată a datoriilor. Domnul Garștea, care sunt riscurile, pe de o parte, pentru cei care finanțează astfel de afaceri, dar și pentru cei care contractează astfel de credite? Deci, s-au adaptat deja instituțiile la... Instituțiile s-au adaptat, noastră. Dar, da, această categorie de agenți economici care lucrează la negru sau la gri, da, nu reflectă toată activitatea lor. Prin însăși stilul lor de afaceri deja sunt mai dubioși și aceea că ei aleg această modalitate de a-și duce afaceri, deja le arată un anumit mod de gândire, da, care sigur este mai riscant ca al unui agent economic curat și corect. Oricum, și da, toate instituțiile financiare și băncile, companiile de leasing, companiile de microfinanțare își dau seama ce riscuri își asumă și sunt da, foarte atente în astfel de cazuri, dar fac și verificările lor pentru a se asigura că clientul va avea capacitate de plată și va putea să-și achite sumele datorate. Deci riscurile sunt mai mari, dar finanțatorii știu la ce merg și le asumă. Dar anterior noi vorbeam în comparație între bănci, companii de microfinanțare și cum de companiile de microfinanțare au putut să intre pe piață. Deci ca și cum am compara să iau da, o piață mai de consum, un da, magazinaj de la colț de stradă cu o bază angro care da, lucrează cu alți agenți economici. Deci da, fiecare are destinația sa și când vrei să cumperi da, ceva pentru uz casnic, te duci la magazinul de la colț și nu te duci la baza angro. Exact la fel cu da, tipurile de credite diferite de la bănci, la instituții de microfinanțare. Da, sunt credite mari, sunt credite mici, fiecare cu destinația sa. Care este rata creditelor neperformante, domnul Mocan? În general, deci totul depinde de perioada prin care trecem. Deci, și dacă spunem că noi am trecut începând cu 2008 pentru o criză mai acută și în 2009, dacă ea atinse practic un maxim, deci era în jur de 24%, da? Păi atunci, acum, sigur că s-a diminuat sub 10%. Însă, deci iarăși vă uitați la circumstanțele economice în care suntem, deci și anticipăm deci, o creștere a acestor credite neperformante. Dacă vorbim despre cazul, spre exemplu, băncii de economii, unde a fost un exemplu foarte clar ce se întâmplă cu o bancă atunci când sunt acordate credite foarte simplu și în sume foarte mari. Este asta o lecție pentru alte bănci comerciale, domnul Garștea? Deci, depinde de bancă, depinde de managementul băncii, fiindcă da, nici anterior nimeni nu, da, să zic, dintre acționarii dintre fondatorii bănci nu se gândea că, uite, hai să facem o bancă, că să dăm credite neperformante. Deja depinde de cum sunt administrate riscurile fiecare bănci în parte. Evident, acționarii cu bună credință încearcă să da, evite astfel de situații, să întreprinde cât mai multe măsuri și, într-adevăr, băncile sunt unul dintre cele mai strict reglementare de segmente ale economiei, fiindcă dacă, de exemplu, în cazul companiei de microfinanțare, ea acordă banii proprii și riscurile la care se expune sunt asumate integral de ea. În cazul băncii este vorba și de depozitele atrase de la populație. Și dacă ne referim la cazul băncii de economie, credeți că a fost de vina managementului că s-a ajuns într-o situație în care creditele neperformante? De ce să cred? Au fost atâtea anchete și comisii care au spus că managementul a acordat credite, să zic, neperformante și au fost încălcări la nivel de acordare a creditelor. Credeți că a fost o eroare umană, profesională, să zic, sau a fost o manevră? Nu poți să acorzi creditul din eroare. Deci, acolo este un consiliu de credite care examinează documentele prezentate și dacă ele corespund unui șir de criterii, se acordă creditul. Dacă nu corespund, nu se acordă. Deci nu pot 5, 6, 7 oameni din greșeală să semneze un document. Deci a fost sau rea intenție sau au fost, să zic, cerințele față de credite la un nivel foarte jos, ceea ce nu cred că a fost cazul. Domnul Mocan, această situație din sistemul bancar pune cumva în gardă celelalte bănci comerciale? Sunteți mai reticenți în acordarea creditelor după asemenea cazuri? Deci, fiecare caz este individual. Deci, fiecare bancă își are politica sa de gestionare a riscurilor de credit. Dar eu nu cred că situația dintr-o bancă particulară poate influența situația în altă bancă. Deci, poate influența doar ceva circumstanțe generale care se întâmplă în economie, dar nu cele particulare dintr-o bancă. Deci, poate influența doar din punct de vedere că clienții dintr-o bancă neperformantă pleacă în altă bancă care arată performanță mai bună. Vreau să vorbim mai mult despre riscurile asociate creditării afacerilor. În cazul în care un agent economic nu respectă condițiile contractuale, ce se întâmplă în acest caz? Sigur că, spunem așa, este o situație... Există perioade de grație sau imediat se trece la partea de rambursare a brumului? Deci relația dintre bancă și clienții săi este mai mult un parteneriat. Deci, ca și în oricare parteneriat, deci și banca și clientul sunt cointeresați ca să soluționeze situația neplăcută sau neprevăzută, care poate apărea într-un mod amiabil, fără a ajunge la litigii și executări silite. Dar primul pas pe care îl face banca, sigur, se străduie să analizeze situația curentă a clientului, să vadă pe cât este de grea situația și propune soluții clientului. Deci, de fapt, probabil la noi în Moldova, deși este un caz mai particular în Moldova, pentru că băncile de obicei propun soluții clienților. Când noi am așteptat în mod firesc ca clienții să vină cu careva propuneri la bancă și soluții. Da, ea, spunem, banca în primul rând merge la careva facilități pentru clienții DAS, deci restructurizări, prolongări de credite, deci câteodată deci casarea penalităților acumulate. Deci totul depinde deja de cum, cât de deschis este clientul de a merge în întâmpinare băncii și din comun de a soluționa problema. Domnul Mocan, de multe ori gajul pus la bancă depășește valoarea împrumutului. Depinde cum este negociat creditul cu oarecare bancă sau care sunt cauzele? Sunt mai mulți factori. Deci, în primul rând, depinde de termenul creditării, de amortizarea acestui credit. Dacă creditul se amortizează rapid, deci gradul de acoperire cu gaj va fi mai mic. Însă dacă creditul este pe un termen mai lung, spunem de 5 ani, de 7 ani, sigur că se va considera rata de amortizare a valorii de piață a gajului și inițial se va solicita o acoperire mai mare cu gajul. În plus, se analizează și lichiditatea bunurilor gajate. Deci dacă vorbim de imobil, cu toate că piața imobilă este în descreștere și prețurile la imobil, după cum vedeți, sunt în descreștere. Însă imobile, bunurile imobile rămân gajul preferabil pentru instituțiile financiare. Bunurile mobile, sigur că vor fi evaluate, valoarea de gaj a bunurilor mobile propuse, deci va fi mult mai mică decât valoarea de gaj a imobililor. Domnul Garștea, vreau să vă întreb, domnul Mocan, ați menționat despre faptul că de multe ori banca este cea care vine cu soluții în astfel de cazuri când este problematic rambursarea creditului. Putem vorbi despre faptul că mediul de afaceri și businessul denotă o cultură joasă a afacerilor. Nu există un management sănătos în economie și în sfera businessului. lipsa de... Da, am înțeles. Întrebarea depinde de situație, depinde de companie, fiindcă da, noi avem multe companii cu capital străin, cu investitori străini sau cu persoane care au făcut studii în domeniu și au revenit să activeze. Și acolo aș zice că e un management adecvat. Însă, datorită faptului că suntem, să zic, o economie de tranziție, la economia planificată, la ceea ce suntem acum, majoritatea oamenilor de afaceri de la noi sunt după formația lor profesională, da, ingineri, filologi sau alte profesii care nu au legătură cu afaceri și nici nu aveau de unde să învețe managementul normal. Și sigur, da, foarte multe afaceri sunt create de persoane care au învățat singure, au încercat să se descurce. De la un anumit nivel al afacerii, da, e normal să atragi niște manageri profesioniști și deja în multe ramuri a economiei, în multe companii mari se observă această tendință. Da, dar din păcate companiile mari reprezintă o pondere mai mică din totalul business-ului din Republica în Moldova, pentru că economia este dominată de micul business și cel mijlociu. Care e întrebarea? Specialiștii acolo sunt în măsură să vină la bancă cu soluții și propuneri sănătoase? Vorbiți despre companiile mari? Despre companiile mici și mijlocii, managementul. Nu prea, dar mai mult cred că este vorba de lipsa de informație, deci obiectiv. Pentru că ei se plâng foarte mult că creditarea este scumpă, că băncile nu acordă credite, că termenii sunt drastici. Este doar această problemă sau nu sunt destul de convingători? În general, deci banca și alte instituții financiare deci, au menirea de a acorda credite. Da, deci probabil sunt din obiectivele noastre principale. Deci atunci când vin clienți care pot fi creditați, ei sunt creditați. Deseori așteptările sunt mai mari din partea clienților față de bancă, din anumite considerente, deci careva impresii făcute eronat din start. Banca este o instituție destul de formalizată. Banca este o instituție destul de formalizată, da, chiar spunem birocratizată. Deci clientul atunci când intră în relație cu banca, deci nu intră doar pentru a obține un credit. Deci banca este o instituție unde poate obține toate serviciile financiare și oricare bancă se va strădui să-i acorde toate produsele financiare și serviciile pe care le deține în portofoliu. Domnul Ursu, vreau să vă întreb, microfinanțarea, care sunt riscurile în acordarea unui împrumut rapid pentru organizație, dar și pentru cel care solicită banii? Riscurile sunt ca la toți ceilalți jucători din piață. Dacă v-ați referit la creditele acordate rapid, da, riscurile sunt mai mari, dar sumele sunt mai mici și respectiv din aceste considerențe și riscurile nu sunt foarte mari. Care este valoarea creditelor neperformante, împrumuturilor pe care le acordați? Neperformante? Da. Din totalul portofoliului? Din total. E sub nivelul mediu pe piață, până la 10, în jur de 5-7%. Ce factori afectează cel mai mult în prezent performanța sistemului bancar? Domnul Mocan. În primul rând, performanța clienților săi. Da, spunem așa. Deci, dacă vă referiți la performanță, creșterea volumului de credite, depozite... Da. Depozitelor, valoarea. Deci, în primul rând, deci, ceea ce observăm comparativ cu alte țări în care grupul nostru activează, deci este un nivel destul de jos de cunoștințe financiare sau educație financiară, atât a agenților economici cât și a persoanelor fizice. Ceea ce nu le permite obiectiv de a analiza piața, nu le permite de a sesiza necesitatea produselor și avantajele produselor pe care le pot obține. Băncile se conformează necesităților pieții noastre? Băncile se conformează, dar aș spune mai mult, băncile străduie să modifice piața. Deci banca este o instituție care, practic fiecare bancă are un obiectiv de educație financiară a populației și a agenților economice. Deci pentru asta și se fac destul de multe instruiri și seminarii pentru clienți și pentru populație. Domnul Garștea, despre performanța băncilor, ce afectează? Deci că băncile se ocupă nu doar cu creditarea propriu-zisă, dar ultimii ani la multe bănci de noi au un rol tot mai mare, au și alte surse de venituri, dar mă refer la diferențele de curs valutar, care ultimii 2 ani au, să zic, au împins în sus foarte mult rezultate financiare a băncilor, plus mai sunt deseverirea operațiunilor de plată, care tot sunt destul de importante. Dacă e să vorbim despre veniturile, performanța creditelor, în primul rând e vorba de diferența între costul atragerii capitalului, fiindcă băncile, nu toți banii pe care dau sunt ale lor, da? Diferența între dobânda la depozite și dobânda la credit, sau dobânda la finanțările atrage, dobânda la creditele acordate. Cu cât ea e mai mare, cu cât mai mare performanța băncii. De asemenea, depinde de situația macroeconomică. Cu cât economia va fi mai sănătoasă, cu atât da, activitatea va fi mai fluidă, se vor putea acorda mai multe credite și, sigur, da, va putea obține o profitabilitate mai mare. Despre plafonul de garantare a depozitelor populației vreau să vorbim aici, pentru că autoritățile au venit cu ideea să mărească acest plafon. Pentru populație, cu siguranță, riscurile se vor diminua. Cum vor resimți băncile aceste modificări, domnul Mocan? În general, deci, oricum va fi un impact pozitiv, fiindcă va crește volumul de depozite deci, în bănci, deci, respectiv, aceste surse vor putea fi îndreptate către creditarea agenților economici și populației. În plus, deci, este alt aspect, deci, mărirea fondului de garantare implică rezerve suplimentare din partea băncilor. Deci, fondul de garantare este format de contribuții din partea băncilor. Deci, contribuțiile respective pot crește. Credeți că va impulsiona asta creditarea în economie? În primul rând, va putea duce la diminuarea ratelor, diminuarea costului resurselor pe care le va obține banca. Da? Diminuarea costurilor resurselor va duce la diminuarea ratei dobânzilor, ce în final deci poate duce la creșterea creditării, deci atractivitatea creditării pentru populații și agenții economici. Cum va influența acest lucru creditarea în economie? Discutăm după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în cadrul talk show-ului Interes Direct. Domnul Ursu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră mărirea plafonului de garantare a depozitelor. Care credeți că este importanța acestei decizii? Eu consider că și vom ajunge la standardele europene în curând? Eu consider că asta e un factor cheie în sporirea încrederii populației față de sectorul bancar, și nu doar cel bancar, dar și alți jucători pe piață care au dreptul de a atrage resurse de la populație. Cât de repede vom... Până atunci, din ce cauză un factor cheie, fiindcă să facem doar o comparație cu țările din vecinătate, în Europa, deci fondul de garantare este în jur de 100.000 de euro, în Federația Rusă, deci până la 700.000 de ruble rusești, deci vă dați seama care este decalajul și ce mare handicap are Moldova la acest capitol. Clar că brusc asta nu se poate de redresat situația, dar consider că de mult trebuie să lucrăm mult mai activ în acest domeniu, ca să ridicăm și încrederea populației, să depunem mult mai multe resurse, nu le ține acasă, în ciorap și așa mai departe, în borcan, dar să le aducă la bancă, și respectiv și banca să aibă mai multe resurse, costul să diminueze și respectiv și banii respectiv, resursele să fie direcționate în economie reală. Banca Națională a adoptat o decizie prin care agenții economici din agricultură vor putea plăti cu o întârziere de 90 de zile plata tranșei în urma sancțiunilor impuse de Federația Rusă pentru a diminua impactul. Domnul Mocan, vreau să vă întreb, banca dumneavoastră a făcut cunoștință cu această decizie? Este doar un anunț sau deja ați fost... Spunem așa, deci banca, atunci când încheie un contract de credit cu clientul, deci în contract sunt stipulate careva obligațiuni de plată. Da? Deci clientul este obligat deci, să respecte graficul de achitări. În cazul da, deci considerând embargo impus de Rusia, deci situația în general economică, deci Banca Națională se străduie să propună careva măsuri, însă nu a fost să nu fie înțeles greșit, deci sensul măsurilor date. Deci nu se permite clienților ca să aibă restanță, deci se permite băncilor să nu crească costul în cazul atunci când clienții intră în restanță. Că toate băncile atunci când acordă credite, deci face rezerve pentru calitatea portofoliului. Deci dacă calitatea portofoliului scade, deci rezervele trebuie în mod normal să fie mărite, ceea ce duce la creșterea costului deja și costuri suplimentare pentru bancă. În cazul dat, Banca Națională a permis băncilor să nu crească costul rezervelor date, da, pentru o anumită perioadă de tranziție. Dar asta nu înseamnă că clienții cumva vor resimți asta. Deci clienții atunci, dacă întâmpină careva probleme, trebuie să vină la bancă și să renegocieze condițiile. Deci... Domnul Garștea, ce înseamnă de fapt această decizie? Că vor putea plăti cu o întârziere 90 de zile. Deci, evident, reprezentanții, da, sistemului financiar nu vor accepta să spună că oamenii buni puteți să întârziați la noi cu plățile. Într-adevăr, este o chestie mai mult internă a băncilor. Banca Națională încearcă să găsească niște soluții prin instrumentele pe care le are ea pentru a micșora, să spun, riscurile legate de acest embargo. Da, sigur, înțeleg că vor fi foarte multe probleme de plată, iarăși soluția este să informeze banca despre ce, să găsească o soluție și să sperăm că sistemul bancar le va veni în întâmpinare, iarăși nu e interesul băncilor să ajungă în situația de neplată, să execute gajul, fiindcă nu aceasta e activitatea lor de bază. Atunci când ei văd, să zic, lumina la capătul tunelului, văd că este o posibilitate reală ca creditul să fie restituit, atunci ei merg în întâmpinare și renegociază condițiile, fără a uita, desigur, de dobânzile lor sporite pentru întârzieri și așa mai departe. Domnul Mocan, cât de mult va fi afectată banca de aceste restricții? Pentru că foarte mulți agenți economici vor fi în pierderi, deja suferă pierderi de milioane, sistemul bancar în ce măsură va fi afectat, dar și banca? Eu nu cred că cineva poate face acum o estimare, deci cât de cât corectă acestui impact. Cu atât mai mult că, oricum, în paralel, eu cred că autoritățile noastre publice duc careva tratative, deci pentru a debloca situația curentă. Sau de a mări capacitățile de export spre Uniunea Europeană, sau de a renegocia ceva cu Rusia. Deci se face totul posibil ca agenții economici să poată vinde mai mult, să poată avea profit, să poată plăti impozite. Deci impactul final sper să nu fie atât de mare ca în 2008. Ați resimțit careva întârzieri de plată a tranșelor după ce a fost instituit embargoul? Nu, s-a reflectat nu cumva... sunt, spunem așa, până ce deci, se reflectă doar asupra prețurilor de vânzare a produselor agricole. Fiindcă, deci, în primul rând, au fost afectați agricultorii. Deci, agricultorii încă sunt în perioada de recoltare, deci, nu de vânzare a producției. Într-o lună, două, deci, pe septembrie, octombrie, noiembrie, deja deci vor fi primele impacte, cred că. Domnul Garștea, cum credeți, în ce măsură va fi afectat? Iarăși depinde de expunerea băncilor față de domeniul agriculturii și eventual față de domeniile legate, da, prelucrare, transport, fiindcă toate acestea vor fi afectate. De pildă, în 2006, probabil a fost o lecție învățată atunci, fiindcă expunerea în sectorul vinicol, care era atunci unul din cele mai importante din economia noastră, era foarte mare și băncile au resimțit foarte acut embargoul de atunci. În 2008, iarăși, când am avut criză pe piața imobiliară, am avut și o bancă în faliment din cauza că, practic, toate împrumuturile ei erau acordate în domeniul imobiliar. Deci, și Banca Națională și băncile au politicile lor de diversificare. Atâta cât sunt expuse în domeniul agricol, cred că o vor resimți, însă nu cred că va fi, să zic, ceva catastrofal. Va fi dureros, însă se va trece peste asta. Domnul Ursu, pentru organizațiile de microfinanțare, cât de mare va fi impactul? Pentru că ați menționat despre faptul că finanțați în mare parte agricultorii. Finanțăm, dar nu în mare parte. Deci cota, concentrarea în acest sector este în jur de până la 30%. Da, este un coeficient mare, dar oricum este o diversificare și dacă vorbim de impact, dacă lucrurile evoluează așa cum evoluează acum și evoluează în continuare cu înrăutățire, cred că va fi un impact destul de serios față de sector, fiindcă în agricultură activează majoritatea populației din Republica Moldova, dacă vorbim ca număr. Și de aici, desigur, nu va suferi doar indicatori macroeconomici, deci exportul și așa mai departe, dar vor suferi chiar o bună parte din păturile cele care locuiesc majoritatea la sate, raioane, și aici respectiv va fi un impact nu doar direct, dar și indirect. Nu doar în agricultură, dar și credite care sunt luate pentru consum și multe alte lucruri. Deci, eu consider dacă evoluează lucrurile așa cum sunt și mediul de afaceri nu se reorientează în aceste 3 luni, consider că Banca Națională a intrat în situație, cel puțin de comun cu sectorul bancar, probabil asta mai mult pentru posibilitate, o oportunitate, un timp, un termen, ca să încerce cel puțin să se redirecționeze exportul în alte direcții, să încheie contracte cu alți parteneri, deși va fi destul de complicat, fiindcă tot timpul e greu la începuturi, cum și-a fost în 2006 sectorul vitivinicol, dar trebuie să ne folosim de această oportunitate și chiar partenerii și țările vecine ne-au întins o mână de ajutor, noi trebuie să o folosim la maxim această mână de ajutor. Pe de altă parte, băncile vor intra probabil în situație, fiindcă nimeni nu-și dorește în portofoliu un fond de risc majorat, defalcări suplimentare la fondul de risc, care duc la pierderi respective. Și eu cred că toate segmentele, inclusiv începând de la stat, care trebuie să lucreze în toate direcții, și la vest și la est, toți jucătorii din piață trebuie să lucreze în acest domeniu. Și doar așa putem să minimizăm impactul, dar impactul va fi unul foarte dur. Domnul Garștea, care ar fi soluțiile pentru a fi resimțit mai puțin impactul, dacă vorbim astăzi, spre exemplu, de sectorul bancar și nebancar? Deci, ce ar trebui să întreprindă autoritățile, pe de o parte, băncile? Deci, autoritățile, cred că principala lor armă acum ar fi o informare cât mai amplă despre posibilitățile alternative de export, dar e vorba despre Uniunea Europeană, acordarea unor consultații, crearea unor centre care ar ajuta agenții economici să înțeleagă cum ei pot intra pe piața europeană. Văd că guvernul inițiază niște mecanisme de compensare oarecum a pierderilor, a prețurilor la produsele agricole. Sectorul bancar ce ar putea ajuta, sectorul financiar în genere, cred că să susțin financiar toate încercările de a pătrunde pe alte piețe, dar e vorba despre împrumuturi pentru, nu știu, crearea liniilor de ambalare, fiindcă asta în mare măsură este o problemă, dar nu cred că într-un termen așa de scurt se reușește, însă credite pentru, să zic, activitatea curentă, pentru promovarea piețelor externe ar fi o soluție. Domnul Mocan, suntem pe final, vreau să vă întreb, în ce valută ar trebui să se împrumute oamenii pentru a-și reduce riscurile? Deci, în general, regula de aur spune că cel mai bine se împrumute în valuta vânzărilor. Deci dacă veniturile sunt în lei, vânzările sunt în lei, deci în mod normal trebuie să crediteze în lei. Dacă au venituri în valută, deci de la exporturi, atunci este mai bine să crediteze în valută. La creditare, care pondere mai mare ocupă, ce valută ocupă o pondere mai mare? Leu, deci creditarea în valută națională, deci la sigur. Sunt mai avantajoase creditele în lei? Spunem așa, la capitolul rata dobânzii nominală, deci creditele în lei sunt mai scumpe, însă dacă comparăm, adăugăm încă și riscul deprecierii, aprecierii valutei, deci sigur că în lei, conform multor tendințe, a fost mai avantajos de creditat în lei pentru agenții economice. Domnul Ursu, care sunt tendințele de finanțare a organizațiilor de microfinanțare? Tendințele ce capitol? Care sunt tendințele de creditare? Care credite și în ce valută? Deci, întrebarea foarte simplă. Organizații microfinanțare nu au drept conform legislației să finanțeze în alte valute decât moneda națională. Deci noi finanțăm moneda națională, deși unele companii mai finanțează moneda națională indexat la valută. Iarăși în situațiile atunci când este export sau veniturile sunt în valuta respectivă. Deci doar moneda națională. Preponderent. Dacă vorbim despre creditele de consum, care sunt cele mai solicitate de persoanele fizice? Nu am reușit să vorbim prea mult de acest capitol. Deci, dacă pe scurt, pe doi, aici sunt resursele care sunt pentru necesități curente, să are în vedere foi turistice, pentru sănătate, pentru educație, chiar și avem și produs în domeniul respectiv, care recent l-am elaborat și am început să-l promovăm. Pentru, eu știu, de uz casnic, tehnic și multe alte lucruri. Chiar inclusiv și pentru pentru nunți și așa mai departe. Sunt solicitate aceste produse din urmă care le-ați menționat, cele pentru nunți, cele pentru studii? Sigur că da. Sunt solicitate și care sunt condițiile de acordare? Sunt curioasă. Păi, dacă vorbim de educațional, și au și o tentă și o caracter social, comparativ cu cele pentru comerț, sunt mai ieftine. Dar pentru nunți, pentru că ați menționat, care sunt condițiile de creditare? Sunt și așa solicitări din partea persoanelor fizice? Sigur, sunt. Există condiții speciale în acordarea acestor? Nu, nu sunt speciale. Deci media pe piață. Nu avem anumite condiții pentru ei. Domnul Garștea, pe final, care sunt tendințele de creditare în sistemul financiar din Republica Moldova în ultimul an, comparativ cu anii precedenți? În ultimul timp avem o descreștere a ratelor dobânzilor și la credite și la depozite, ceea ce în principiu este bine pentru economie, fiindcă permite agenților economice să se finanțeze mai ușor, dar cum și-am vorbit referitor la valute, chiar și, bine, în ultimul timp legislația este mai relaxată, însă în principiu, da, pentru activitățile externe, da, import-export se acordă finanțări în valute, însă pentru uz intern se acordă finanțările în lei, deseori indexate, în special aceasta a devenit acut ultimii, da, un an jumătate, când cursul valutar a început să se schimbe semnificativ în cazul eului și cam asta e situația. Dacă ai reușit să obții un credit în lei, în principiu, ultimul timp e destul de rezonabil, mai ales dacă ai niște venituri valutare. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezențe. Dragi telespectatori, atât pentru ediția de astăzi. Vă reamintesc despre pagina noastră oficială NBC.MD, unde puteți revedea toate știrile care vă interesează din business și economie, dar și alte emisiuni. Eu vă zic toate bune, până mâine!